În seară. Pentru că, mă rog, am avut niște conversații interesante pe net, în care eram acuzat că am orgolii. M-am gândit că ar fi un subiect foarte interesant de dezbătut. Și anume, ce este orgoliu? Ce este stima de sine? Ce este smerenie? Și încep prin a spune care este părerea mea despre orgoliu. Ce e orgoliu? Orgoliu sau lipsa orgoliului, orgoliu sau smerenia în opoziție, sunt de fapt niște însușiri ale Spiritului. Sunt însușiri ale îngerilor, însușiri ale oamenilor și însușiri ale demonilor. Toată lumea crede că orgoliu e numai demon. Nu. Există chiar și un orgoliu al îngerilor și al celor care slujează lui Dumnezeu. Deci orgoliu, hai să zic așa, ne caracterizează pe noi, pe marea majoritate a oamenilor. Fiecare având în mai mică sau mai mare măsură orgoliu. Drept urmare, am adunat mai multe întrebări dintre ale, mă rog, elevilor, întrebări ale oamenilor și, bineînțeles, cu ajutorul încă cuiva, am reușit să facem o listă. O listă de întrebări, la care o să încerc să răspund astăzi. Și anume, de ce este orgoliul dintre cele mai mari păcate? Foarte simplu. Pentru că prima cădere, căderea Luciferică, s-a făcut din orgoliu. Orgoliu este cel care l-a făcut pe Lucifer să creadă mai presus de Dumnezeu. El a gândit doar deasupra celui prea înalt, îmi voi pune tronul. Și a căzut în secunda 2. Orgoliu este cel care ne-a făcut să ne despărțim de Dumnezeu. Orgoliu este cel care a făcut să ne despărțim sau să despărțim raiul și el între noi. Orgoliu este cel care ne-a făcut să cădem. Orgoliu este cel care ne face să ne chinim. Și datorită orgoliilor, să știți că apar în general toate bubele, pentru că orgoliul este la baza tuturor relelor. Se spune că din mândrie, adică din orgoliu, și-a încordat glumazul, mă refer la demon, așa spune Vasile cel Mare în Molifterea lui, din mândrie și-a încordat glumazul și a căzut din slujba lui prin neascultare. Există chiar o legătură între gât și orgoliu, și anume există un proverb al cărilor Shaolin, mi se pare, care spune omul smerit merge pe drum cu capul plecat, umil ca țărână. Vreau să spun că există acest orgoliu la nivelul tuturor structurilor. Există un orgoliu al minții, există un orgoliu al sufletului și există un orgoliu pe fizic. Cred că orgoliul minții nu poate percepe toată lumea, pentru că este cel care te face să crești cel mai deștept și cel care ai dreptate. Este cel care ne face să ne credem înțelepți și mai presus de toți. Câteodată mai presus de Dumnezeu. Acest orgoliu al minții însă este foarte ușor de descoperit. Pentru că el îl scoate din ecuație pe Dumnezeu. Există orgoliu pe suflet și aici vreau să spun că se ne afectează pe toți și orgoliu pe suflet este cel care te face să suferi. Adică cât suferi mai mult sufletește, cu atât înseamnă că ai mai mare cu orgolii. Și aș da exemplu citatul din Psalmul 50 și anume Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Asta ce înseamnă? Că un om care e smerit, care e curat, care știe ceea ce înseamnă smerenia,
nu mai are de ce să treacă prin ispita acestei lumi. Este pilda, nu? Iov. El a fost desmenit, a trecut toate încercările, încât la un moment dat, nici măcar demonul nu a mai avut ce să-i facă. Este unul dintre păcatele cele mai mari, pentru că de aici, și nu mă refer numai la planeta Pământ, în clipa de față mă refer la planeta Pământ, căderea Evei și Adam s-a făcut din neascultare, corect, n-au ascultat de porunca lui Dumnezeu de a nu mânca nimă ropii, dar cauza pentru care a vrut să muște din fructul oprit a fost că demonul i-a zis, dacă vei mânca, Dumnezeu știe că vei fi precum Dumnezeu. Deci motivul pentru care Eva a mușcat din măr nu e că era bun, nu era că era mărul, ci pentru că a existat dorința ei de a fi precum Dumnezeu. Oare asta a fost un orgoliu care, combinat cu neascultarea, a produs căderea noastră, mă rog, căderea omenirii pe această planetă. Evident că mai sunt și alte căderi pe alte planete, există căderi și ale altor îngeri, care n-au ascultat. N-au ascultat pentru că au crezut că ei sunt un pic mai înțelepți decât Dumnezeu, sau mai mult, și atunci au făcut ceea ce au crezut ei în ceea ce credeau că au de făcut relativ la oameni. Cum ne influențează orgoliul relațiile cu ceilalți, cu noi înșine și cu Dumnezeu? Păi, în primul rând, să știți că orgoliul te face să te crezi mai bun decât ești în realitate. Orgoliul te face să te crezi mai deștept, mai puternic, mai, eu știu, superior tuturor celorlalți. Orgoliul te face să nu știi unde te afli. Să nu știi nivelul la care tu ești. Evident că ne știi nivelul la care tu ești, îți influențează relațiile cu ceilalți. Pentru că automat îi vei desconsidera. Orgoliul te face să-i desconsideri pe ceilalți. Orgoliul te face să te porți superior cu ceilalți. Portându-te superior cu ceilalți, evident că oamenii nu suportă. Nu suportă ca un om să se comporte cu ei ca un, eu știu, ca un stăpân. Și atunci oamenii fug. Oamenii, ceilalți, fug. Orgoliul te face să crezi că ai tot timpul dreptate. Automat, orgoliul te face să nu mă ascult pe celălalt. Orgoliul te face să, cum să zic eu, să treci peste ceilalți, pentru că ai impresia că, ești, că așa trebuie să fie cum vrei tu. Orgoliul, evident că distruge o relație de iubire, distruge o relație de prietenie. Pentru că între doi prieteni, dacă unul are orgoliu mai mare, va avea tendința să facă cum crede el, pentru că este oricum mai bine ceea ce crede. Și automat o prietenie se destramă, iubirea se destramă. Deci, orgoliul te face să nu existe colaborare, ci subordonare. Deci, automat, relațiile în care cineva are orgoliu sunt supuse eșecului. De ce? Pentru că celălalt are tendința să-l lase, deci, automat, va renunța la el însuși. Renunțând la el însuși, în perspectivă, va ajunge să desconsidere. Desconsiderându-se, va suferi. Și tot așa, până când relația respectivă se va duce de rău. E adevărat că orgoliul întunecă gândirea? Absolut da. Pentru că orgoliul te face să te simți nedreptățit. Orgoliul este, să știți că în contradicție cu înțelepciunea. Pentru că dacă sunt înțelept, nu am de ce să am orgolii. Dacă sunt înțelept, știu nivelul la care mă aflu. Raportat la divinitate. Raportat la ceilalți oameni. Raportat la animalul meu, la cățelul meu, la pisica mea. Raportat la lume, viață, Dumnezeu. Deci eu știu foarte clar în ce punct mă aflu. Ei, orgoliul te face să te crezi mai sus decât ești în realitate. Deci, automat, nici măcar tu nu poți să fii fericit. De ce? Pentru că în momentul în care ai impresia că ești mai bun decât ești, vei suferi pentru că tu, în realitate, nu o să fii în locul în care crezi că îl meriți. Deci, de obicei, un om când consideră, domnule, eu sunt prea deștept, de ce am un șef mai prost decât mine, el are impresia că ar trebui să fie în locul șefului respectiv. Ei, asta se datorează orgoliului. Orgoliului care te face să te consideri mai bun decât altul. Și atunci, suferi. De ce? Pentru că tu ești la nivelul tău. În general, oamenii care sunt orgolioși, nu sunt mulțumiți cu momentul în care sunt, cu locul în care sunt, cu
cu ceea ce au, cu nimic din ceea ce este în jurul lor. Și automat ei suferă. Orgoliu duce implicit la suferință, în perspectivă. Ce putem face pentru a ne scădea orgoliu? Ne putem echilibra prin autotratament, terapie, psihoterapie și cu ajutorul îngerilor. Domnule, scăderea orgoliului se face pe mai multe planuri. Pe planul gândirii. Încep să nu mai folosesc cuvântul eu. Eu înseamnă ego. Eu. Da? Încep să nu mai consider că doar părerea mea are dreptate. Încep să... Și nu încep, o fac. Încep să iau în considerare părerea celorlalți. Încercând să înțeleg, bă, poate au dreptate. Deci asta din perspectiva gândirii. Încep să-i ascult ce gândesc și pe alții, să văd dacă nu cumva au dreptate în ceea ce îi privește. Pentru că orgoliul te împiedică să asculți de alții. Te împiedică să înveți din înțelepciunea altora. Te împiedică să înveți de la alții. Da? Eu n-am nimic. Deci una este, eu nu sunt pe principiu, domnule, să învăț prin afară ce zic alții. Corect. Dar pot să-i ascult și pot să verific. Și pot ca în perspectivă să, cum să zic eu, să aleg binele de rău. Pentru că toată lumea are și bine și rău în ceea ce spun. Nu e nimeni în fa nimic. Dacă ne putem, cum putem să ne scădem orgoliu? Păi să știți că orgoliu există orgoliu gândirii și vă spuneam că renunț la eu, încerc să ajut și pe ceilalți, încerc să-i ascult și pe ceilalți, încerc să văd, domnule, poate copilul meu are dreptate, nu trebuie să-i impun eu ceea ce vreau. În ceea ce privește sufletul, noi avem impresia că ceea ce vrem noi este cel mai important. Când vrei să renunți la orgoliu, încep să fii atent la nevoile altora. Bun, astea sunt nevoile mele. Dar ce nevoi are celălalt? Și încerc să le plinesc. Mă refer la nevoile fie de relativ la trup, mă refer la mâncare și... Fie mă refer la nevoi spirituale, fie mă refer la nevoi materiale. Deci, încep să fiu atent la nevoile altora. Când ai orgoliu, ai impresia că totul ți se cuvine și ceilalți nu mai contează. În momentul în care începi să renunți la orgoliu, îți dai seama că sunt foarte important și oamenii din jurul tău. Și atunci trebuie să faci ceva și pentru ei. Evident, autotratamentul, terapia, psihoterapia sau lucru cu îngerii te face să vezi lumea spirituală așa cum e. Te face să te vezi pe tine în realitate. Da? Prin autotratament, și că aici mă refer la autotratamentul Reiki, automat îți dai lumină gândurile și îți dai seama că gândurile tale relativ la vai cine sunt eu și ce mare brânză am făcut pe această planetă, sunt de fapt nu sunt unele dintre cele mai drăguțe și încep să le elimini. Iar în momentul în care îți faci autotratamentul, îți dai seama unde ai greșit, unde te-ai considerat superior, unde, cum să zic eu, poate că ai înjosit sau ai jignit pe cineva și doar orgoliu te face să te crezi îndreptățit să jignești pe cineva. Să știți că datorită orgoliului, tot orgoliul este și momentul în care vrei să impui un adevăr. Deci, impunerea adevărurilor personale sau dreptății este o formă de manifestare a adevărului, dar o manifestare a voalată a orgoliului. Evident că relația cu îngerii este una dintre cele mai bune forme de scăderea orgoliului. De ce? Pentru că în momentul în care te mândrești, există, deci simți deja îngerii care simți dezaprobarea lor. E o pildă drăguță, apropo de orgolii. Un ucenic se duce la Părintele Duhovnic și spune: Părinte, am o problemă.
cu mândrie. Și la care duhovnic îi spune, zice, păi cum? Absolut, ai și de ce să te mândrești? Ia uite-te de sus, ce vezi? Păi zice, cer și stele. Păi n-ai de ce să te mândrești, doar tu l-ai făcut. Noi avem acest talent de a ne considera mai mult decât suntem. Și vreau să vă spun ceva. Oamenii care au orgoliu nu se uită în sus. Niciodată. Ei nu văd mai sus de nivelul ăsta. Pentru că un om care se uită în sus și vede cerul, și vede stele, și vede soarele, cu adevărat, nu poate să aibă orgoliu. Pentru că își dă seama cât este de mic în universul ăsta. Faptul că nu mă văd de pe lună este arhi suficient pentru mine să-mi dăm seama că sunt de mic în raport cu universul ăsta și în raport cu divinitatea. Evident, și eu mai uit câteodată, dar mi se aduce aminte. Există situații în care orgoliul ne poate ajuta în vreun fel. Sincer, cred că în evoluția noastră există situații în care orgoliul ne poate ajuta într-un fel, dar în perspectivă e bine să renunțăm la ea. De ce? Nevoia de recunoaștere vine tot din orgoliu. Indiferent că suntem buni sau răi. Atâta timp cât ai nevoie de recunoaștere, asta ține de orgoliu interior, de dorința noastră interioară, de a fi recunoscut de ceilalți. Evident că orgoliul ne poate ajuta în această recunoaștere a celorlalți. Orgoliul te poate ajuta când e vorba de, eu știu, misiuni personale, competiții, luptă. Deci nu poți să lupți dacă nu ai o doză de orgoliu. Nu poți să lupți dacă nu ai o doză de nebunie de genul ăsta. Și toate este bun. Ideea este că nu înseamnă că eu trebuie să am de asta ca să lupt. Și pentru că am orgoliu ajung să lupt. Pentru că dacă n-aș avea orgoliu, n-aș avea nevoie să lupt. Deci, orgoliu nu că ți este util. Dumnezeu îți găsește situațiile în care poți să-ți manifesti orgoliu. Pentru că, în perspectivă, tu îți dai seama că nu există nici un orgoliu. Deci că nu merită să ai orgoliu. A renunța la orgoliu înseamnă să întoarcem și celălalt obraz. Să vă zic eu, a întoarce celălalt obraz înseamnă să te zmerești. Corect. Dar știți, aici este o limită. Eu nu sunt de acord cu preoții care, mă rog, sunt bătuți de soții lor și sunt bătuți de soții lor și le spun, domnule, întoarce-te acasă și stai lângă soțul tău, că n-ai voie să te desparți. Adică asta mi se pare deja o utopie. Hristos a zis să întorci și celălalt obraz. Să stai să iei pumni în cap și picioare în burtă și să ai capul spart și să te ardă cu țigara și, cum am mai auzit eu, în terapie. Deci asta e deja demență. Da? Întoarce celălalt obraz și fie la propriu, este una, și am văzut așa ceva făcut de cineva, lucru pentru care am fost uimit, a fost o lecție destul de dură pentru mine. Un băiat în criză, care i-a tras o palmă tatălui lui și ăsta a stat și am întors și cealaltă obraz. Și mi-a dat o palmă. Și după aceea, când am văzut că tatăl lui nu reacționează, a plecat furios din locul respectiv. Pentru că pe mine m-a uimit. Evident că fondul meu este un pic altul și mi-a dat de gândit că eu n-aș putea să fac aceasta, sau cel puțin la momentul ăsta, eu niciun caz n-aș putea să fac așa ceva. Deci, a renunțat la orgoliu, dar înseamnă să întorc și cealaltă obraz. Și atunci, de mă nu suportă smerenia. În momentul în care te smerești, demonul fuge. Numai că, sincer, eu nu știu limita asta a smereniei. Am zis la un moment dat că renunț la toate astea și a fost perioada cea mai cruntă din viața mea în care nu am răspuns nu răului cu rău, nu am răspuns răului cu dreptate. Și a fost cruntă că era să mor la mânirea asta și atunci am stat și m-am gândit dacă e bine să fiu un smerit mort sau un orgolios viu. Și atunci am ales să zicem să înfrunt rău, nu să mai încerc. Acum nu știu dacă e bine sau rău, o să vedem la sfârșitul vieții.
Poate fi orgoliu mai puternic decât iubirea? Da. Sunt oameni la care orgoliu este mai puternic decât iubirea și deși suferă sau iubesc pe cineva, din cauza orgoliului, nu pot să renunțe la ei, la, eu știu, defectelor, la să aibă grijă de nevoile celor și atunci preferă să renunțe la o iubire decât să renunțe la orgoliu. Corect. Există. Oamenii care fac acțiuni caritabile și își doresc să arate asta lumii întregi, au orgoliu? Din păcate, da. Hristos spune așa, du-te și nu spune nimănui ce ți-am făcut. Deci, ideea este că orice act de caritate, orice lucru bun și orice lucru bun care presupune acel lucru, acel, cum să zic eu, acel ajutor, ca să zic așa, în obținerea Harului, trebuie făcut între tine și Dumnezeu. Deci nu postezi și arăt lumii întregi că postezi, că nu mai are nicio valoare. Nu fac acte de caritate și arunc banii ca cum se aruncă banii la lăutari, la nunți. Deci, aia nu mai e act de caritate. Aia este, cum să zic, nu pot să spun decât de prost gust. Un act de caritate, cu adevărat, act de caritate, trebuie făcut în taină. Da? Un act de caritate trebuie făcut în taină, tocmai pentru că dacă nu este făcut în taină, își pierde valoarea spirituală. Deci nu mai este hrană sufletului meu, devine ce? Un spectacol, din păcate, unele chiar grotești. Sfinții au orgoliu? Da. Sfinții care nu au ajuns la perfecțiune, există unii dintre ei care au orgoliu. Există unii dintre ei care au trecut în limita cealaltă. Deci au depășit smerenie și au ajuns la nivelul de neiubire de sine. Există chiar acest pericol. Din păcate, creștinismul nu a făcut delimitarea între umilință și smerenie. Adică, domnule, știți, modul cum s-a propovăduit Evanghelia este greșit. Și este greșit de ce? Pentru că omului de rând i s-a impus umilința, iar preoții n-au căpătat nici măcar smerenie. Adică, nouă ni se spune, eu spun, domnule, modelul meu e Hristos. Și pe mine biserica mă învață, adică Hristos vine să-mi fie model, să învăț cum trebuie să fiu și picarea spune, păi da, da, Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Noi nu suntem Fiul lui Dumnezeu. Băi, dar El a venit să fie model. Deci El a venit să-mi arate cum pot și cum trebuie să fiu eu. Cum pot să fiu un om. Îl vedeți pe Hristos mergând în patru labe, pupând mâinile rabinilor? Îl vedeți pe Hristos spunându-și păcătosul de mine, nevrednicul de mine, nenorocitul de mine? Adică condiționându-se negativ? Îl vedeți pe Hristos spunând că eu n-am mântuire? Deci El este modelul meu. Eu nu că trebuie să-L copiez, ca și eu o copie proastă lui Hristos. Dar trebuie să-mi iau învățămintele din relația cu Hristos, da? Cum se comportă Hristos cu autoritățile? Cu Pilat. N-ai avea puterea asta dacă nu ți-ar fi dată de Tatăl meu. Deci vorbește de la egal la egal. Deci eu, Dragoș Argeșanu, că e președintele României, că e Obama, că e Putin, că e cine o fi el acolo, trebuie să mă comport de la egal la egal cu orice autoritate. Ăsta e modelul Cristi. Cum se comportă el relativ la tot ce înseamnă bani? Dă-i cezarul ce-al cezarul și Dumnezeu ce-al Dumnezeu. Foarte clar. Deci El le desparte, dar dă soluții. Cum se comportă el relativ la judecata celorlalți? Primul care e nevinovat să dea cu piatra. La noi toți dau cu piatra. Zici că toți sunt nevinovați. Cum se comportă el relativ la fariseiți? Cum se comportă el relativ la saduchei? Cum se comportă el relativ la oamenii bolnavi? La adulteră? Deci toate astea îmi dau mie modelul de comportament relativ la semenii mei. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu mai mult, nu mai puțin. Nu zice, dă-ți cămașa de pe mine. Spune, dacă ai două, dă una. Adică nu. Asta înseamnă
Neiubirea de sine înseamnă momentul în care eu dau totul fără că eu să-mi păstrez nimic. Nu. Și sunt mulți părinți care cad în neiubire de sine, sunt multe femei care cad în neiubire de sine, sunt mulți oameni care sunt în neiubire de sine pentru că nu știu limitele. Cât dau celorlalți, cât îmi ofer mie. Sunt oameni care nu-și oferă lor nimic și intră în depresie. Păi intră în depresie pentru că își distrug sinele. Da? Deci, modelul meu trebuie să fie modelul Hristos. Dar nu să-l copiez. Toată lumea l-a copiat purtând barbă și păr lung. I-au crezut că asta înseamnă tot. În a înțelege pe Hristos. Înțelege pe Hristos înseamnă să înțeleg comportamentul lui. Relativ la oameni, relativ... Dom'le, Hristos e ăla care presteamă smochinul. Hristos e ăla care... cum să vă zic eu... dărâmă tarabele. Hristos oprește furtuna. Cine știe cât a mai făcut Hristos, da? Are toate valențele astea, nu? Are și ceea ce considerăm noi bine, dar are și manifestări pe care unii dintre noi le-am considerat negative. Dar în toate El îl manifestă pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu înseamnă o chestie plată, așa? Care nu are decât o formă de manifestare. Și dacă o fie adevărat, Hristos are și blestemul și lovul lui rătăcitor, mă rog, pentru care a fost excomunicat Dima. Dar El rămâne un model. Pot să-i studiez comportamentul. S-a bucurat la munta din Cana. A suferit. A plâns cu lacrimi de sânge. A văzut. I-a certat pe ucenici. De ce l-a făcut toate astea? A fost cât se poate de uman. Deci este un model uman și pentru mine. El nu l-a condamnat nici pe sutași, nici pe soldații care l-au chinuit. Bine, trebuiau să fie și trebuiau să existe. Îngerii au orgoliu. Da. Există orgoliu îngerilor care slujește lui Dumnezeu. Și se ferească Dumnezeu de orgoliu îngerilor care slujește lui Dumnezeu. De ce? E foarte simplu. Pentru că se spune că orice păcat se iartă, dar nu păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci dacă ai jignit un înger, ți-ai furat. Da? Și aici pleacă, din punct de vedere, deci eu ca terapeut, ca mentor, care am întâlnit îngeri. Îngerii de obicei sunt foarte greu de educat, tocmai pentru că le e greu să accepte. Le e greu să accepte lumea asta, să o înțeleagă. Le e greu să, să se adapteze lumii astea. Ei vin cu niște idei din cer, care nu se potrivesc deloc cu ce se întâmplă cu Pământ. Și aici, când se lovesc de viața adevărată, încep să aibă probleme. Dar asta ține de... Evident că în momentul în care înțeleg cum funcționează lumea asta, ei evoluează foarte rapid. Dar există, da, un orgoliu al îngerilor care slujesc lui Dumnezeu. Corect. Căderea luciferică s-a pus din cauza orgoliului. Da, am spus asta. Căderea luciferică s-a pus din cauza orgoliului, din cauza lui Lucifer, care și-a dorit să fie mai presus decât Dumnezeu. Am vorbit despre legătura orgoliului cu păcatul original. Deci, Eva a păcătuit nu atât prin faptul că a mușcat din măr, ci faptul că nu a ascultat, asta este una dintre greșeli. Și în al doilea rând, motivația a fost ca să fie precum Dumnezeu. E orgoliu, deci cum influențează orgoliul lumina interioară și cealaltă valoare? Ce se întâmplă? Poți să ai lumină interioară destul de mare, dar asta nu înseamnă că nu poți să ai și un orgoliu mare. Ba da. Dar până la un moment dat, moment în care orgoliul te împiedică să mai evoluezi. De ce? Pentru că orgoliul este în opoziție cu capacitatea de jertfă. Nu poți să te jertfești de lăs când ai orgoliu. Nu poți să te jertfești pentru ceilalți când ai orgoliu. De ce? Pentru că te consideri nu prea bun să te jertfești pentru ceilalți. Singurul moment în care poți să te jertfești pentru ceilalți este dacă ești merit. Dacă înțelegi că fiecare om, în esență, este o manifestare a lui Dumnezeu. Și atunci începi să înțelegi că fiecare om, în esență, este Dumnezeu. Și atunci pentru fiecare om merită să te jertfești. Da? Deci, orgoliu. Deci, la un anumit nivel,
nivel, orgoliu te împiedică să mai evoluezi. Să treci dincolo de anumite limite. Care este valoarea normală a orgoliului ca parametru la un om obișnuit? Mă rog, valoarea normală este undeva 30%, unde Hristos are valori minus. Adică Hristos este, are orgoliul la minus tocmai pentru că El a fost culmea smereniei. Da? Cât de important este stima de sine? Foarte important este stima de sine. Hristos este modelul de stimă de sine. Hristos a avut smerenia maximă și stima de sine maximă. Stima de sine vine din cunoașterea personală. În momentul în care eu știu cine sunt, păi, eu sunt portar. Dar eu am de făcut asta. Asta e misiunea mea personală. Nu sunt nici mai deștept, nici nu am mai prost decât alții. Pur și simplu, în viața asta, eu trebuie să fiu portar. Nu am de ce să fiu nici, să mă consider nici inferior, nici superior. De ce? Pentru că asta am nevoie. Asta e rolul meu. Eu sunt un actor și în viața asta am rolul de portar. Asta se numește stima de sine. Și de multe ori poți să întâlnești stima de sine la un țăran. Stima de sine, deci nu orgolii. Stima de sine, doamne, eu sunt țăran. Asta sunt. Asta am de făcut în viața asta. Și nu găsești la intelectuali. Pentru că, din păcate, creștinismul a reușit să distrugă stima de sine. Adică, propovădând smerenia, implementăm la nivel de subconștient, nevrednicul de mine, păcătosul de mine, nu sunt bun de nimic. Evident că s-a perpetuat treaba asta și în cadrul familiei. Și atunci părinții au început să spună copiilor. Nu ești bun de nimic, nu o să fii stare să faci niciodată nimic. Nu te văd făcând nimic ca lumea. Ai 15 mâini stângi, etc. Atunci evident că au distrus inclusiv stima de sine a copiilor. Deci, creștinism, oameni, copii. Și atunci evident că se nasc oameni cu o stima de sine scăzută, cu o, cum să spun eu, cu care se manifestă ca o criză de identitate și care la un moment dat începe să aibă probleme. Pentru că stima de sine vine tocmai din cunoașterea propriei identități. Tocmai eu știu cine sunt. Perfect. Nu sunt nici mai frumos, nici mai deștept. Nu sunt nici deasupra lui Hristos. Nu sunt nici așa, nici așa. Eu sunt. Bun. Și eu, ca și orice om, suntem. Mai bun, mai rău, cu defectele mele, cu alea, doamne, dar sunt. Exist. Nemuritor deocamdată, dar în trupul ăsta muritor. Ei, în momentul în care știu asta, capăt ce? Stima de sine. Conștiința de sine. Stima de sine vine din conștiința de sine. Deci în momentul în care omul știe cine e, ce a fost, ce a făcut altă dată, că a făcut și bune, și rele, în momentul respectiv îi dispare această criză de identitate. Mă, am făcut rele. Perfect, și eu am făcut rele. Dar fac ce pot ca să le îndrept. Și asta le spun. Dom'le, n-ai importanță că ai făcut belele în altă viață. Chiar n-ai nicio importanță. Pentru că dacă ai făcut belele în altă viață și în viața asta le întorci la 180 de grade, tot ceea ce ai făcut negativ se transformă în sens pozitiv. Și atunci omul ăla ce face? Va deveni superior unui care să lălăie doar pentru că are valori bune în viața asta. Deci stima de sine propriu-zis este derivă din cunoașterea de sine. Din creșterea conștiinței de sine. Așa că stima de sine e foarte importantă. Stima de sine e foarte importantă în tot ceea ce fac. Da? Știți, am fost certat că m-am îmbrăcat astăzi așa. Ba chiar am câteva prietene la un moment dat și una mi-a zis, zice, păi dragă, și zice, de ce te duci tu la televiziune așa de parcă te-a luat cineva așa de pe stradă? Și zice, hai și tu să filmezi un timp. Și motivul pentru care mă îmbrac așa este că n-aș vrea să se asocieze vreodată cunoașterea spirituală de un brand. Adică, domnule, porți cine știe ce marcă de haină înseamnă că ești și deștept. N-are, domnule, nicio valoare. Tata avea o expresie, domnule, boier e boier și în chiloți. Asta este adevărul. Deci noi, conștiința noastră de sine, cunoașterea noastră de sine, orgoliul nostru, smerenia noastră este valabilă chiar dacă suntem în slip. Chiar dacă suntem îmbrăcați. Dacă această cunoaștere spirituală a ta
dacă această evoluție spirituală ta, dacă această manifestare a ta, dacă stima ta de ține, ține de hainele pe care le ai, de mașina pe care o conduci și de parfumul pe care îl pui și de bijurile de 60.000 de euro, îmi pare rău, dar nu au nicio valoare. Pentru că astea rămân pe pământ. Și atunci ceea ce noi plecăm, venim goi și plecăm la fel de goi. Așa că ceea ce avem pe lumea cealaltă este tocmai această cunoaștere spirituală. Există ceea ce se cheamă, știți, la un moment dat eram în facultate și eu am avut o pereche de blugi toată facultatea. Și îi spălam sâmbăta. Și o pereche de trei. Da? Bun. Și la sfârșitul facultății, colegii mei au zis, băi, vrem să luăm câte o bucățică din, din blugii tăi. Dom'le, nici măcar nu m-am gândit la treaba asta. Pentru mine au fost nu neam mai importante alte lucruri. Și nu m-a deranjat dacă am o pereche de blugi sau mai multe. Deci chiar n-a fost o problemă pentru mine. În general, modul cum îmbrăcam depindea foarte mult la un moment dat. Bine, când eram student, așa singur și sărăcut, evident că nu avea nimeni. Dar după aceea, pe măsură ce am crescut, lucrul meu a început să fie upgradat de prietena care era lângă mine. Și împrumutam, evident, stilul în funcție de aia. Ea mă îmbrăca. Dar eu, ca fond, sincer, mi se rupe în 14. De ce? Așa am fost învățat. Mi-a trebuit ceva timp ca să renunț la treaba asta și să nu mă intereseze. Da, îmi place cum stă în costum. Da, îmi plac costumele la ceilalți. Dar nu mă simt confortabil în el. De ce nu mă simt confortabil? Am senzația că îmi schimbă ceva din personalitate. Îți dă ceva. Și acel ceva nu sunt eu foarte... Nu să zic eu... confortabil cu acel ceva. Adică pe principiul de chelului tichie de margarita. N-am nimic împotrivă. Mă îmbrac din când în când. E un eveniment, mi se pare corect să te place așa. Dom'le, dacă vorbesc de lucruri serioase, nu mă puneți nici la cravată, nici la costum, nici cu buton de aur, nici cu pantofi, eu știu, italienești, că nu sunt curios. Și țin minte că eram o dată în mănăstire și mă ia părintele și zice, știi? Gata. Poți să renunți la barbă și la părul lung. Că ai învățat smerenia pe trup. Și zic, ce? Mă rog, n-a stat el. Evident că n-am vrut. Adică eu am avut chestii de alea cum au și ăștia. Adică cum să renunț la Hristosul din mine, că dacă îmi tund barba, nu mă mai... Mă rog, nu știu dacă știți faza la un moment dat. Că până și asta a fost propovită prostește în creștinism. Toată lumea a crezut că dacă își lasă barbă și păr lung, îl păstrează chipul lui Hristos. Dom'le, prin chipul lui Hristos trebuie să fie în suflet. Prin ceea ce te manifesti, că dacă ești birjar și ai păduc în barbă și în păr și în jur birjărește, n-ai cum să fii precum Hristos. Chiar dacă ai barba aia și păr lung. Știți că nu știu și dacă știți la un moment dat Petru cel Mare, care a vrut și el să revoluționeze Rusia, a dat ordin și toți birjarii și-au tuns barba. Și birjarii mergeau cu barba în buzunar, ca dacă mor cumva, să îi arată lui Sfântul Petru și să-i spună că el a avut rea barbă, dar l-a pus Petru cel Mare să dea jos. Deci, asta, cam așa a fost înțeleasă smerenia în creștinism. Oamenii n-au înțeles că nu e important să te intereseze cu ce te îmbraci. Evident că nu trebuie să chinui pe om cu culorile mele pastelate. Și nici cu... Există niște extreme, chiar și smerenia trupului. Adică să ajungi să nu te mai speri, nu te mai interesează. Deja patologic, pentru că trebuie să îngrijești de om, nu? Că... Dar e o diferență între a avea grijă de om, da? Și a căuta un anumit tip de parfum într-o anumită țară, pentru că doar acolo se găsește. Asta ține deja de orgoliu pe fizic. Îmi place mie. N-ai nicio importanță până. Deci, încercam să explic că există o smerenie a trupului, există o smerenie a sufletului și există o smerenie a gândului.
sfereniea pe trup se face împlinind cerințele ortodoxe. La un moment dat eram eu paznic pe Romaia, la Băneasa, și cum stăteam acolo, evident, mă plictiseam pe sub avioane. Vă dați seama ce putem să fac eu la umbra unui avion de la un Airbus, nu știu de care. Stăteam la umbră pe... Și atunci citeam. Și cum citeam așa, mă gândesc, bă, ce ar fi să fac așa o lucrare despre orgol? Și am început să dezbat problema orgolului. Și, într-adevăr, am descoperit că, la un moment dat, sunt multe lucruri care scad orgoliu și care țin de aspectul vestimentar. Deci, orgoliu crește, nu știu, vreo 4% dacă porți pantaloni în loc de fuste. Mai crește nu știu câte procente la bărbați dacă te bărbierești, dacă te tunzi, dacă porți diferite tipuri de, mă rog, anumite culori, anumite aia. Deci sunt foarte multe lucruri care cresc orgoliu pe fizic și la care nouă ni se par foarte banale. Dar, în perspectivă, în evoluția spirituală, va trebui să renunțăm la asta tocmai pentru că ne cresc orgoliu. Orgoliu poate să fie și din mâncarea pe care o mănânci, și din apa pe care o bei, și din modul cum te raportezi la lume, viață, etc. Chiar și la transportul comun. Vedeți, nu o să dau nume, dar imaginați-vă că un om care conduce un Bentley într-o zi se hotărăște să meargă cu o bicicletă galbenă. Cam unde se află nivelul de orgoliu. Deci una este să îndeplinești un rol. Dom'le, și rolul meu presupune să merg cu Bentley pentru că mă ajută în relația mea cu oameni. Perfect. Sau cu rost, sau mă rog, orice vreți, în mașină de rost. Și alta este să spui, băi, eu nu pot să trăiesc decât dacă am aur pe pereți. Da? Asta sunt chestii care țin de orgoliu. Și să plângi. Mă rog. Dacă ne scade orgoliu, ne scade implicit stima de sine? Nu. Scăderea orgolului, dacă se face corect, deci îmi scade orgoliu și știu cine sunt, îmi crește stima de sine. De ce? Păi dacă eu nu am de ce să mă cred mai deștept decât sunt și sunt... Și înseamnă că știu foarte clar cine sunt. Umilința scade stima de sine. Dar scăderea orgolului îmi crește stima de sine, pentru că eu știu cine sunt. Eu, Dragoș Arșanu, știu cine sunt în universul ăsta. Nici mai sus, nici mai jos. Nici mai la dreapta, nici la stânga. Știu că nu mă poate nici mântui, nici doamna biserica. Știu că nu poate, cel mult mă pot ajuta oamenii pe care i-am crezut sau pe care i-am învățat dacă mi-aprind o lumânare și mă să roagă pentru mine. Dar știu că cel care mă pot ajuta doamna sunt eu însuși. Mă rog, Dumnezeu, dacă nu vrea să mă ajute. Dar în rest, n-am de ce să am închinăciuni de la nimeni, n-am de ce să... Pur și simplu, nu am de ce să fiu umil în fața nimeni. Vreau să vă spun ceva. Nici măcar Dumnezeu nu așteaptă să mă duc să-i pup picioare. Eu judec în felul următor. Dom'le, am o clasă de cursanți. Credeți că mă interesează să vină ăștia să-mi pupă picioarele, mâinile, să plece în genunchi, să vină în genunchi, să plece în genunchi, să se târie, să pupe pământul pe care calc eu? Dom'le, nu mă interesează așa ceva. Mie îmi place când cineva înțelege ce îi spun, eventual completează ceea ce spun, sau poate când găsește defecte în ceea ce spun, pertinente, și prin defectele pe care le găsește, sau greșelile pe care le găsește, mă ajută și pe mine să evoluez. Asta îmi place. Dar să vină să mă pupe, nu știu unde, sincer, mă las fericit.
Și dacă eu sunt așa, crezi că Dumnezeu este mai puțin bun decât mine? Dacă pe mine nu mă interesează și mi se pare stupid și desuet, crezi că Dumnezeu îi place? O masă de oameni stând cu capetele, cu fundurile în sus, în loc să se uite la el, să stea de vorbă cu el, fine unul la voi acasă și nu să stea cu voi, stă cu fundul în sus așa, vreo 3 ore. Și pe aia pleacă. Cam asta face omul la biserică. În loc să, mă rog, corect, în loc să meditez, în loc să-i spun Dumnezeu problemele mele, stau cu fundul în sus. Crezi că Dumnezeu îi face treaba asta? Nu știu, mie nu mi se pare. La un moment dat, într-o biserică, am văzut o imagine care mi-a făcut. Era un pelerin. Și pelerinul ăsta citea Părintele Evangheliei, cred. Și s-a așezat, dar nu stătea în genul. Stătea într-o lână. Dar așa, într-o parte, liniștit, și ascultea. Știți cum stau oamenii când ascultă o poveste? Așa, pe iarbă, cu un cot, cu o mână în cot și cu capul într-o mână, da? În cot. Ei, așa stătea omul ăsta. Dom'le, mi-a plăcut cum stătea. Dom'le, și vezi pe unii că stau și mai face și câte o cruce de aia așa. Demonstrativă. Te ia cu jale. Aia este falsa smerenie. Există smerenie și există falsa smerenie. La omul ăla era smerit. Stătea frumos. Aveam o prietenă care avea o legătură personală cu Dumnezeu foarte, foarte, foarte ok. Și de-aia am învățat eu, de fapt, legătura personală cu Dumnezeu. Și s-a așezat așa în biserică, într-o mănăstire. Și am venit repede o măicuță la ea care nu avea nici inclin, nici mânecă. Deci nu avea nicio legătură cu Dumnezeu. Nici nu vedea nimic. Era o chioară, nu chioară, o oarbă. Și asta stătea frumos, tot așa. Efectiv, s-a așezat și se uita la Dumnezeu și stătea de vorbă. Și asta vine băiat și zice, cum poți să stai așa în biserică? În Sfânta Biserică? De ce ăștia au capetele pline de canoane? N-au nicio treabă cu Dumnezeu. Eu am prins că Dumnezeu înseamnă canon. După ei, în fața Dumnezeu trebuie să stai. Dom'le, în fața Dumnezeu poți să stai oricum. Cu un singur amendament, atitudinea ta să fie o atitudine smerită. Atitudinea face. Că poți să stai peste picior, peste picior să fii smerit. Și poți să stau așa. Asta nu înseamnă. Atitudinea este importantă, relația cu Dumnezeu. Suflet. Ei, există o smerenie a trupului, există o falsă smerenie. Și suntem plini de falsă smerenie. O grămadă de falsă smerenie. Am văzut. Câteodată mă întreb, că eu nu mă văd pe mine. Dar mă întreb, băi, eu când fac fazele astea, apropo de falsă smerenie? Stima de sine e foarte importantă. Pentru că stima de sine îmi spune, băi, sunt capabil sau nu sunt capabil. Vă uitați la emisiunea asta, gen România Talent sau Vocea României. Mă, și vine câte unul și se consideră, deci n-are nici în muzică. Eu n-am nicio treabă cu muzica, da? Deci sunt paralel cu muzica. Dom'le, dacă și mie îmi sună urât cum cântă câte unul și ăla e supărat că este trimis acasă, aia este cea mai mare dovadă de orgoliu. Și să nu accepți că există un juriu, dar deci un juriu este pus acolo. Bun. Îți convine, nu-ți convine. El poate să spună nu. E dreptul lui. Așa cum e dreptul cititorilor mei să le placă sau să nu le placă ce scriu. Sau să fie de acord sau să nu fie de acord cu ce scriu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă supăr și să-i mai și înjur pe aia că nu au apreciat talentul meu neprețuit. Sunt chiar curios ăștia care sunt prețuiți ca talent. Unde se manifestă și unde o să se afirme. Deci stima de sine este foarte importantă pentru că te face să știi foarte clar unde ești și te poate trimite exact acolo unde dacă eu știu cine sunt și știu, bă, sunt mai bun pe biologie decât pe matematici și pe informatică. Păi, clar că nu să mă duc la firmă de calculatoare. Nu să mă duc să fac facultate de calculatoare. Mă duc pe partea asta, pe
pe umane, pe tot ce ține de medicină sau pe biologie sau cum știu eu ceva. Stima de sine te face să știi foarte clar cine ești. Ce poți. Până unde poți. Să știi limitele. În schimb, orgoliu, îți dai impresia că poți să faci orice și după aia poți să mulca prostul pentru că ai încercat cine știe ce ghidusie. Părinții ne pot scădea stima de sine că din copilărie? Absolut da. Părinții care își ceartă foarte mult copiii, care încearcă să le controleze viața, care le pun stabile, nu, îi îngrădesc și le cad stima de sine. În momentul în care spune copil, ești prost, nu ești bun de nimic, mai să faci niciodată nimic, automat îl toacă până când își scade stima de sine. Mai trage și o bătaie, că nu-l înțelege, el avea să cânte la pian, trage o bătaie, ce pian îți trebuie ție, ce vioară îți trebuie ție, ce mai știu eu ce, evident că îi scade stima de sine. Fă așa, că așa zic eu, îl depersonalizează timp. Și în momentul respectiv ajunge mare și nici el nu mai știe ce vrea, pentru că a fost un roboțel și i-a condus părinții viața. Dar stima de sine la copii presupune să îl înveți să-și manifeste personalitatea și să-i educi această personalitate, să-i canalizezi către ce vrea el, că degeaba el vrea să facă sport și tu îl faci să facă matematică. Că nu o să aibă niciodată nici mânecă cu matematică. Asta este cea mai tâmpenie a, cum să vă zic eu, a învățământului românesc. Dom'le, eu am făcut la matematică de mi s-a acrit. Am învățat prin afară integrale, ecuații, sisteme de ecuație. Bullshit! Nu mi-au folosit niciodată la nimic și nu mi-au dus nimic bun. În afară de nopți nedormite că nu știam sau nu înțelegeam sau am citat dacă n-am învățat un căcat de integral, nu mi-a folosit la nimic. Și ne chinuim copiii cu același sistem. Cu rahaturi de integrale, cu mai știu eu ce nuvele de idioți care nici n-ar avea ce să caute în programa școlară, de imbecili care au scris și ei că atât i-a dus mintea și tot așa. Și pune pe copiii ăștia să învețe toată tâmpenii. Deci, nu știu, eu sunt foarte dezamăgit de tot ce înseamnă. Deci, eu sunt, eu recunosc, eu am o tară din copilărie, datorată școlii. Pentru mine școala a fost școala românescă. Școala este dat, eu am făcut anul de școală în Austria. Școala românească a fost ghetou. Eu am venit în ghetou în România. Păi vă dați seama ce impact a avut școala asupra mea? Deci vin în clasa a treia în România, în condițiile în care eram obișnuit să mă duc la școală în blugi, în adidași, și aveam părul lung. Și nimeni n-a putut să mă convingă să-mi las, să-mi tund părul când eram mic. Și vin în România și mă gândește să mă tund și mă tund speriuță. Și mă îmbrac în uniformă. Deci, pentru mine a fost îngrozitor. Nici nu vreau să mă duc aminte de școală. Deci, dacă e un motiv pentru care nu vreau să mă întorc pe pământ, este școala românească. Îngrozitoare. Asta e. Avantajul este că am avut însă și profesori minunați, trebuie să recunosc. În școala asta, în sistemul ăsta cretin, am avut și profesori minunați. Asta a fost avantajul meu. Mi-a dat, Doamne, Doamne, niște profesori de la care am avut ce învățat, dar așa au fost rău. Evident, profesorii pot să scadă stima de sine. Profesorii pot să te umilească în public. Am avut profesori care ne cedau, am avut profesori care ne băteau la palmă. Am avut profesori care mi-a pus guma, mi-a uitat guma în gură și mi-a pus-o în păr. În momentul în care mi-a pus-o în păr, eu am plecat din sală. Mi-am băgat picioarele în școală. Pentru că a trebuit să mă tund. Mi-a pus-o aici în frunte. Ca să fiu clar că... Și am uitat o gură. Deci n-a fost o chestie că am vrut să-i fac lui. Nu știu ce ghidușie. Pur și simplu am uitat. Mi-a pus-o în păr. Și am vrut să plec din școală. Dacă nu era tata dur cu mine, cred că făceam ceva pe școală. Am făcut absolut orice. Tâmpenia de intrat cu careu la școală. E cea mai mare tâmpenie care și la ora actuală am văzut acum, în anul 2012, să intre copiii cu ca oile. Haideți și voi, câte doi. N-am suportat-o niciodată. Dom'le, nu poți să mă pui în aceeași școală cu ceilalți oameni, că nu sunt la fel. Nu o să fiu niciodată la fel. Să mă încolonez câte doi cu cine? Cu, mă rog, era să zic un nume. Da. Deci n-ai cum să mă pui în aceeași oră. Că nu sunt. Nu se potrivesc. Eu să ream
Deci noi aveam clasă la etajul 1, ne urcam pe grilaje și intram pe geam. Așa intram în clasă. Niciodată nu am intrat cu ea. Nu am vrut. N-am vrut să fiu ca oile. Și nu o să fiu niciodată ca oile. Nu pot. Doamne, dacă asta înseamnă iadul, sunt abonat. Dar eu, ca oile, nu o să mă vedeți. De ce? Nu pot. Mă doare. Mă doare spiritul. Cred că Dumnezeu m-a dotat cu o cunoaștere. Cu o... cum să spun eu? Cu o unicitate. În momentul în care pui oamenii în uniforme, înseamnă să-i depersonalizezi. Să le distrugi stima de sine. Asta se încearcă în școală. Să-i omogenizeze pe aia deștepții cu cretinii. Îi bagă la un loc și vor să-i facă pe toți la fel. Nu se poate, nu. Unul îi place matematica, unul îi place fizica, altul îi pun la sport. Ce faci cu ei? Împuși pe aia care nu vor să învețe integrale? Nu. Eu n-am citit literatura românească. Foarte mult. E stupidă. Bun. Deci profesorii pot să scadă stima de sine. Absolut. Apropo de școală, cred că este îngrozitor. Nu știu dacă e la fel afară. Dar afară aveam jocuri care ne făcea să ne scoată la suprafață valoarea. Eram în clasa a doua și eram doi cei mai buni în clasă la matematică. Se dădeau premii. Se dădeau premii și făceam în clasa a doua, făceam înmulțiri și scăteri din minte. Cu, nu știu cât, mii sau... Și a durat până am venit în România. Moment în care n-am mai vrut să fac nimic. De ce? Pentru că ăștia îți dădeau note proaste și ți-o mai și furai dacă făceai nu știu ce. Și atunci mi-a durut un flecul de învățământul român. Bun. Crezi că într-o căsnicie se poate întâmpla ca unul să-i distrugă stima de sine a celui? Absolut da. Pentru că există oameni puternici și există oameni puternici și există oameni care te face să te să te simți inferior. Și neîncrederea oamenilor îți distruge stima de sine. Eu îl fac instinctiv. Întotdeauna îndepărtez oamenii care nu cred în proiectele mele. Nu încerc să-i convin. Adică le spun ce vreau să fac, dacă sunt de acord cu asta, bine, dacă nu îi îndepărtez. De ce? Pentru că un om care este lângă tine și care ți este împotriva a ceea ce vrei să faci, îți va distruge implicit în timp proiectul. Și atunci, țin minte că aveam pe cineva, mă rog, și am zis, aveam un prieten și am zis, eu o să fiu un mare scriitor. Și a început să râd. N-am văzut nimic. Și în momentul respectiv, mi-am dat seama că n-am cum să fiu un om care nu poate să creadă în mine. Credința în tine, credința în tine. Stima de sine vine și de încrederea în tine. Din credința în tine și în ceea ce poți să faci, dar bazată pe lucruri juste. În momentul respectiv am renunțat mea. Clar, nici fără nicio problemă. Am renunțat la persoane, de exemplu, la femeie de lângă mine, care erau foarte atașate mamelor. Deci spuneau la mame, asta evitau, nu se poate. Și le preau și pac, îți băgau. De ce? Pentru că în momentul tu ești un cuplu. Și nevastă ta se duce și povestește lui maică, da? Maica sa zice, asta e tâmpenie, nu se poate. Îi umple capul asta, că nu se poate. Și ea credea în tine și vine în cuplu cu nu se poate. Și atunci, tu, fiind în cuplul respectiv, ce faci? E o parte din tine care se opune. Care e soluția să mergi mai departe? Nu e singura soluție să o abandonezi? La revedere, drumul cu tot cu masa? Clar. Deci, întotdeauna am renunțat
la oamenii, la femeile, la prietenii care mi-au stat împotriva. De ce? Pentru că altfel n-aș fi ajuns unde am ajuns, dacă nu credeam în mine. Și e liber să creadă în ce vrea. Dar nu înseamnă că vă trebuie să facă parte din proiectele mele. Proiectele mele au prins viață cu oameni care au crescut în mine. Și sunt oameni care te ajută, îi spui, băi, vreau să fie așa. Păi stai să vedem cum am putea să o facem. Și sunt oameni care spui, vreau să fie așa, spune, a, păi nu se poate. Orice îi spune, nu se poate. Orice, nu se poate. Ei, ăștia, domnule, scoteți-i din viața voastră. Că vă distrug tot. În momentul în care începe cu nu se poate, în loc să gândească, bă, stai că ne gândim și poate găsim o soluție să facem treaba asta, dați-l la o parte. Că vă distrug nu numai stima de sine, ci viața. Cum ne... Deci se poate întâmpla ca căsnicie un om să distrugă stima de sine. O secundă. Una este să calci orgoliul, da? Într-o relație și altă să distrugi stima de sine. Orgoliul trebuie călcat în picioare. Dar după ce calci în picioare orgoliul, de-abia după aceea începi să crești stima de sine. Adică, de ce? Pentru că orgoliul presupune că un om se crede mai mult decât ești. Știi, demonstrezi, bă, uite că nu ești chiar așa cum te crezi. Baf! Te duci în cap. Deci scade stima de sine prima oară. Dar după aia, când începi să exersezi și începi să faci și vezi că iese, începe să-ți crească cu adevărat stima de sine. Asta se face în timp. Și există oameni care te ajută în sensul ăsta să devii mai bun, mai puternic, mai înțelept, mai, care te corijează pe parcursul tău. Sunt oameni care vor să-ți dea un pumn în cap. Ei, de oamenii care vor să te împiedice să faci, te dezici. Nu zice nimeni. Că trebuie să iau pe mine toți. Hristos cum zicea? Ferice că ai crezut. De ce s-a înconjurat de oameni care au crezut în El? Crezi în mine, da, ferice, vei fi vindecat. Și ce s-a înconjurat de oameni care nu credeau în El? Și chiar cei care n-au crezut sau care s-au îndoit, la un moment dat, tot le-a demonstrat că e adevărat. De ce? Pentru că avea nevoie. Petru, ca să fie ceea ce a fost, mă rog, primul papă, avea nevoie să creadă în El. Bun. Cum se poate crește stima de sine? Dom'le, stima de sine crește prin îndeplinirea obiectivelor. Vreau să urc Everestul. Îmi va crește stima de sine? Absolut, da. Dacă mă duc prima oară să urc, eu știu, în Parâng sau în Bucegi sau aia, îmi va crește să stima de sine? Absolut, da. Pentru că stima de sine îmi crește pe măsură ce îmi cresc și eu limitele. Evident că o stimă de sine am ca bărbat dacă fac o fluctuare și alta e dacă fac 100. E foarte importantă, inclusiv stima de sine apropo de aspectul trupului. De ceea ce fac cu trupul meu. O stimă de sine am dacă, eu știu, am un job. O stimă de sine am dacă am reușit să-mi obțin o diplomă cu adevărat. Pentru că acum cu problema cu diplomele care s-au fost obținute MOCA. Păi ce stimă de sine să aibă un om care are o diplomă pe care a cumpărat-o? N-ai cum! Stima de sine vine din muncă. Din merit. Evident că dacă am muncit pentru un lucru, ca să-l obțin, voi avea altă stimă de sine decât dacă mi-a dat cineva munca. Ce stimă de sine are să aibă o femeie care e întreținută de bărbatul doar pentru că are silicoane și fese făcute la fitness? N-ai cum să ai. Ce stimă de sine să ai? Ales orgolii. Am orgolii, îmi pun buze, îmi pun țâțe, îmi pun fundul. Corect. Dar n-ai cum să ai o stimă de sine că te plătește la ce? E o prostituată legală. Ea nu știe nimic, nu poate să facă nimic. Da? Nu e stare de nimic. Ce stimă de sine poate să ai? Stima de sine vine din propria identitate. Propria identitate în Universul ăsta înseamnă să pot să fac ceva, să pot să-mi câștig pâinea, să pot să, eventual, să ajut. Păi altă stimă de sine are un patron care dă de mâncare la mii de oameni. Decât unul care de-abia își cumpără lui un pachet de țigări și vai ce minunat sunt eu. Sunt fericit că beau o cafea și fumez o țigară.
Deci stima de sine vine din realizări, din proiecte și realizarea proiectelor. Orice proiect realizat îți crește stima de sine. Poate să-ți crească orgoliu, absolut, da. Dar poate să-ți crească doar stima de sine. Orice lucru pe care l-am realizat poate să-ți crească stima de sine. Pentru că mă fac mai înțelept, mai evident. Până și greșelile pot să-ți crească stima de sine. Am greșit, am înțeles, am mers mai departe. Un vingător e cel care se ridică de fiecare dată în cel locale. De căzut toți cădem la oameni. Ba! Te-ai ridicat, mergi mai departe. Păi sunt mai puternic. Învingătorii sunt cei care nu renunță niciodată. Deci de multe ori am fost pus în situația să renunț. Și am încercat mult să mă facă să renunț. Că, mă rog, prin toate mijloace. Și am mers mai departe. Și mi-a fost greu și am mers mai departe. Și am mers. Asta îți crește stima de sine. Nu orgoliu, stima de sine. Pentru că îți dai seama că ești nimic. În universul ăsta. Dar îți crește stima de sine. Așa că stabiliți-vă obiective. Deci, stima de sine crește. Stabiliți-vă obiective și împliniți-le. În momentul în care mi-am stabilit obiective și mi le-am împlinit, mi-a crescut stima de sine. Da. Pierderea de sine atrage cu sine și scăderea stimei de sine? Nu. Stima de sine este o caracteristică nu a sufletului. Aia este Dumnezeu din noi. Dumnezeu are stima de sine. Stima de sine este o caracteristică a sinelui. A șacrului Kundalini. Deci stima de sine, deci odată cu pierderea SN-ului, de fapt devin manifest eu. Oamenii care în lipsa SN-ului nu au stima de sine, nu au pentru că nu au ei de mai de mult. Sau din copilărie, sau de când s-au trezit. Dar nu înseamnă că e cineva vinovat de asta. Stima de sine este înscrisă, deci este o caracteristică a sinelui. Există o stima de sine caracteristică și a SN-ului, pentru că face parte din divinitate. Corect. Dar asta nu înseamnă că aia este caracteristica mea. Sufletul este treaba lui Dumnezeu. Eu sunt sinele. Asta e Dragoș Argeșanu care, mă rog, s-a întrebat. Și atunci stima de sine se caracterizează măsoară la nivel de sine. Putem fi smeriți să avem în continuare stima de sine? Clar! Hristos! Iisus Hristos este model de smerenie și stimă de sine. A stat la masă și cu bogații și cu săraci. A stat și cu curvele, și cu hoții, și cu tâlharii. De asta nu m-am împiedicat să n-aibă stima de sine. Stima de sine înseamnă că eu pot să fiu oriunde, mă. Pot să stau de vorbă cu oricine. Că eu știu cine sunt. Foarte mare. Deci stima de sine mă face să nu am îndoieli ceea ce mă privește. Păi dacă eu știu foarte clar că îmi plac femeile, pot să mă duc liniștit într-un club de homosexuali. N-am nicio problemă. Sigur. A, mi-e teamă dacă încă am îndoieli asupra propriei mele sexualități. Dar dacă nu, pot să mă duc liniștit acolo. Când nu. Ce să mi se întâmplă? Ce este smerenia? Deci smerenia ca opus al orgoliului este acea însușire care te face să-ți recunoști limitele. Astea sunt limitele mele. Îmi recunosc limitele și asta este de aici, până aici pot să fac eu, în rest, numai Dumnezeu poate să fac. Asta este smerenie. Momentul în care te smerești este cel în care știi să te pui pe tine sub celălalt. Adică să te cobori sub nivelul celălalt. Și în momentul respectiv, răul nu poate asta. Există o smerenie a trupului care se dobândește prin tot ceea ce vedeți în situații ortodoxe. Adică îngenunchierea este o formă de dobândire a smereniei trupului. Mătănile sunt o formă de smerire a trupului. Postul este o formă de smerire a trupului. Dar și a Spiritului. Da? Dar asta nu înseamnă că asta înseamnă cu adevărat smerenie.
Sunt forme de dobândire a smereniei. Ascultarea este o formă de smerire. Ascultarea necondiționată este o formă de smerire. Noi suntem pe pământ să învățăm ascultare. Avem șefi, avem soți, avem, eu știu ce, profesori, avem părinți. Prin ascultarea asta noi ce învățăm? Smerenie. Ei, cu cât ești mai evoluat, cu atât ți-o formă mai tare. Cu cât ești mai smerit, cu atât nu are de ce să te chinuie demonul. Smerenia este o calitate absolut necesară spre mântuire. Absolut da. Păi eu nu pot să mă unesc cu Dumnezeu. Decât dacă am smerenia lui Dumnezeu. Decât dacă am înțelepciunea să ajung acolo. Deci eu nu pot. Deci cum? Deci dacă ești de cer 10, înseamnă că ai smerenia de la nivelul ăla. Păi smerenia de la nivelul ăla este smerenia cristică. Smerenia, blândețea, iubirea, bunătatea, înțelegerea, înțelepciunea cristică. Asta înseamnă să ajung la nivel 10. Și atunci e clar că eu trebuie să am orgoliul la minus și smerenia la maxim. Asta înseamnă că trebuie să manifest pe Dumnezeu maxim. Am întâlnit oameni care nu pot renunța la orgoliu și nu se pot smeri. Și le e greu. Îți pare prea mult. Dar vine un moment al conștientizării în care îți dai seama că nu poți să evoluezi dacă nu renunți la. Știți că supărarea pe cineva care ți-a greșit vine din orgoliu. Supărarea pe cineva care n-a făcut ceea ce vrei tu vine din orgoliu. Și atunci iertarea este o dovadă de smerenie. Iertarea este o dovadă de înțelepciune. Iertarea e o dovadă de iubire. Nu poți să ierți când ești orgolios. Nu pot. Și atunci trebuie să înveți să ierți, să iubești. Și în momentul respectiv să vezi cum să duc orgolile. Pentru că n-ai orgolii față de cineva pe care îl iubești. N-ai cum. Că îl iubești. Și atunci poate să-ți facă la orice. Că tu tot o să-l iubești. Care sunt consecințele? Ce lecții sau pe să primesc oamenii care nu învață să mă iubești? Deci orgoliu e cea mai îngrozitoare chestie. Deci, în funcție de cum intră cineva la mine în cabinet. Îmi dau seama, țin capul așa pe spate. Deci au gâtul așa, drept. Nu pot să stea așa. N-au cum. Că dracu, știi că n-ai mai mulți doar și direct, poate să stai, ții ceapa mai tare. Și în funcție de cum intră în cabinet așa cu ceapa încordată, îți dai seama că acum, domnule, ăștia șofură rău. Rău. Deci poți să dai înscris. De ce? Orgoliu nu se poate scăpa de el decât prin suferință. Deci de asta apare versul ăla. Din versetul ăla. Din Psalm. Duhul mirit inima înfrântă și se mirită Dumnezeu, nu va urgisi. Problema nu este că urgisește Dumnezeu. Nu te urgisește nimeni. Dumnezeu îngăduie. Ca lecție. A, ești mega. Te crezi că ești deștept pe mintea ta? Perfect. Fă ca tine. Și te bați singur. În momentul în care faci lucrurile cum te doare, cum crezi tu, fără să întrebi pe nimeni, te bați singur. Deci te lasă Dumnezeu și faci după mintea ta. Și când faci după mintea ta, iese o asemenea balamuc, încât suferi ca un câine. Și după aia să vezi cum zici, Doamne, hai, măcar spun tu. Eu v-am văzut cum e. Și cu cât ai orgoliu mai mare, cu atât o perpetuezi mai mult. Și mergi, și mergi, și mergi, și mergi. Și la un moment dat, când vezi că ai dat cu capul de toți pereții, ajungi la un moment, dar cu cât e orgoliu mai mare, cu atât mergi mai mult. Și atunci spui, Doamne, ajută-mă că nu știu ce să mai fac. Și atunci, de-abia te smerești. În momentul în care spui, Doamne, știi, Tu știi mai bine, eu nu știu ce să fac în situația aia, abia atunci te smerești. Și abia atunci îți deschide. Dacă am învățat să ne smerim până atunci, adică, Doamne, nu știu cum e mai bine, apropo de emisiunea asta. Doamne, nu știu cum e mai bine să vorbesc de orgoliu. Doamne, dar facă-ți voia ta. Habar n-am eu cum e mai bine. Dar Tu știi. Tu știi mai bine ce au nevoie oamenii ăștia decât mine.
Ei, atunci, automat, îi ajut și pe alții să smerească. Să învețe smerenie. Da. Este adevărat că orgoliu poate duce în ultimă instanță la nebunie. Dom'le, am văzut oameni care au luat orară. Nu că au luat orară. Au ajuns prin ospicii. Și am încercat să văd, dom'le, care e caracteristica comună a unor oameni care aveau o educație total diferită, părinți total diferiți. Deci n-aveau, cum să vă zic eu, n-aveau nimic comun în educația din familie, în relațiile cu părinții, care să te ducă măcar cu ideea că Dumnezeu asta ajunge în ospiciu. Și am început să verific parametri. Și nu știu de ce am ales să am vrut să vă verific orgoliu. Toți cei care ajung în ospicii, fie au karme foarte grele, fie au orgoliu foarte mare. Una din două sau amândouă. Da? Ori au plăți foarte mari, și atunci nu au decât să plătesc acolo. Ori dacă nu, în ospiciu, ajung cei care se trezesc din punct de vedere spiritual și au tot orgoliu cât nu mai ascultă. Cine-i, băi, argisanul ăsta? Ce știe, băi, când eu am relația mea personală cu Dumnezeu? Și atunci face ce-i vine în cap. Și eu rar. Și tu n-ai decât să... La un moment dat, îi trece. Se întoarce pe pământ. Da. E târziu. Da, și asta care tot am pomenit-o. Ce înseamnă inima înfrântării? Să merită Dumnezeu nu va ajunsi. Dumnezeu înseamnă că urmărește binele nostru. Pe calea asta, spre Dumnezeu, noi întâlnim diverse situații în care trebuie să învățăm. Iertare. Și atunci ne sperim. Blândețe. Și atunci ne sperim. Bunătate. Și atunci ne sperim. Răbdare. Și atunci ne sperim. Pentru că toate acestea sunt atribute ale smereniei. În momentul în care tu ești bun și smerit, trebuie să înțelegeți, orgoliu este o energie care se găsește în noi. Deci, automat, ea va rezolva, va rezona cu o energie negativă din afară. Care de care e? Angelică? Demonică. Deci orgoliul nostru ce atrage în jurul nostru? Demon. Care ce? Care o să se demonstreze că nu e așa cum crezi tu. În momentul în care nu mai ai orgoliu în tine, care în planul nostru terestru rezonează cu demonii, nu o să mai atragi rău. Deci condiția ca să nu mai am rău în afara mea, este să scap de orgoliu de la nivel interior. Orgoliu de la nivel de sine. Bun. Nu știu ce măsură am răspuns la toate întrebările voastre. Dar sper să înțelegeți că orgoliul este al minții, al sufletului și al trupului. Și că în evoluția voastră trebuie să învățați să le scădeți pe toate. Fie pe rând, fie țintit, fie prin ceea ce faceți. Trebuie să învățați că nu haina îl face pe om, dar că sufletele și gândirea noastră ne determină. Și că a învățat să gândești corect și să simți corect este o cale către Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru această seară. Mulțumesc și celor care mi-au pus problema. Totul plecase de la discuția și relația mea cu Dumnezeu, că mi s-a părut cuiva că mă mândresc cu relația mea cu Dumnezeu. Vreau să vă spun doar atât. Relația mea cu Dumnezeu nu e mai personal. A existat cineva care m-a dus acolo și acel cineva a fost Părintele Argatu. Și dacă e ceva care sper să îndeplinesc și să fac și eu cât mai bine cu putință, este să-mi îndeplinesc cu dorința Lui. Să îndeplinesc cu dorința Lui. Care mi-a zis, du-te în lume și
și învață oamenii. Eu aș vrea să învăț și nu pot, tu să nu fugi de ei. O seară bună!